și domnilor, la săptămâna la Bani Mărunți, emisiune realizată împreună cu Adrian Zvâncă. Bună seara, Adi! Bună seara, Cristi! Bună seara și telespectatorilor! Sper că deja e... Da, deja lumea probabil avem să... Și sper că lumea să se obișnuie cu noi până în momentul de față. Că avem a patra sau a cincea emisiune? Da, acum o să tragem linie când la sfârșit, nu, sper să nu existe sfârșitul la această emisiune. Iată că am ajuns la momentul în care primul ministru Florin Câțu l-a demis pe ministrul sănătății. Sigur că chestia asta trebuia făcută în viziunea mea mai de mult, dar s-a întâmplat. Inevitabil, a fost demis ministrul sănătății împreună cu secretarul de stat și chestia asta a dat naștere, a generat un imens scandal guvernamental. Vicepremierul Dan Barna a refuzat să preia interimar portofoliul în Ministerul Sănătății. Mă rog, probabil știe de ce. Această funcție, asumându-și-o ca interimar, primul ministru Florin Câțu. Cum vezi chestia asta? Pentru că e un lucru care era previzibil, dar care nu se mai întâmpla. Bine, acum cu Vlad Voiculescu am mai abordat tema Vlad Voiculescu în cadrul emisiunilor. Nu are o expertiză suficient de consistentă ca să conducă Ministerul Sănătății. S-a văzut din primele zile că e depășit de ce se întâmplă. Până la urmă e normal. Nu că nu ar putea avea alte calități și că poate în alte zone ar putea să performeze, pentru că nu... Adică pare un băiat destul de școlit și destul de cult ca să poată performa în alte zone. Dar cred că Ministerul Sănătății a fost o pălărie foarte mare pentru el. În primul rând pentru că acolo e vorba de viața oamenilor, orice decizie influențează vieți. Și în al doilea rând, pentru că este și situația asta cu o presiune extrem de mare asupra Ministerului, situația pandemiei. Și au fost foarte multe evenimente pe parcursul mandatului, scurtului mandatar. Da, foarte multe evenimente, nu știu cât datorate, că până la urmă Ministrul Sănătății nu trebuie să... Adică sunt mai mult chestii de management. Tocmai. Ministrul este manager, în primul rând. Păi aici e o problemă. În momentul în care pui pe cineva în vârful Ministerului, pe cineva care nu are cunoștințe solide medicale, dar manageri de spitale, unde ar trebui să fie tehnicieni manageri, pui medici, e normal să apară situații de genul ăsta. Pentru că înțelegem cu toții că în cadrul unui spital trebuie să fie și un director medical care să dea linia medicală, care să știe viziunea, strategia, cum să poziționeze spitalul sau chiar și chestia de prevenție, gândindu-mă la cum să administreze spitalul în așa fel încât să fie cât mai utilizabil pentru populație. În ideea asta zic de prevenție, nu neapărat de prevenția medicală. Dar dacă un medic trebuie să se ocupe să fie în conducerea unui spital, trebuie să fie și un medic ca director medical, totuși partea de management e cu totul altceva și acolo ar trebui să fie manager. Eu am mai spus-o și eu sunt manager ca și profesie și este printre puținele meserii care pot fi făcute de absolut oricine. În urma unui curs făcut așa pe genunchi, oricine poate fi manager. Spre deosebire de partea juridică, partea și multe alte, să spunem, meserii care sunt oarecum strâns legat de educația sau de cunoștințele pe care le-ai acumulat. E normal să apară lucruri de genul ăsta, cum am spus, când de regulă spitalele sunt conduse de medici, nu de partea de management este făcută de medici, nu de manageri, iar când în vârful Ministerului Sănătății a fost o persoană care a fost mai interesată de partea imobiliară și de partea de business a ministerului decât de partea medicală. A fost declarat un război cu o anumită mafie. Eu nu zic că nu există mafie în România, probabil există, eu nu am cunoștințe destul de solide ca să pot afirma lucrul ăsta că există sau nu există, dar dacă există, nu este treaba ministrului. Sunt alte instituții în România care sunt abilitate să descoperă aceste mafii și să le anihileze. Avem procuratură, avem justiție, avem
Poliție sunt servicii care urmăresc și monitorizează. Nu cred că în momentul în care ești pus ministru și politic, este treaba ta să te ocupi de o chestie justițiară, ci trebuie să se ocupe cei care au în atribuții lucrul ăsta. El, în cel mai bun caz, ar fi trebuit, dacă avea cunoștințe legate de aceste lucruri, să le facă publice, în așa fel încât să se poată depăna, să spun, în mod legal și logic, destructurarea acestor carteluri mafiote despre care ne-a povestit. Bun, la acest domn Vlad Voiculescu am remarcat mai multe lucruri negative, printre care și, în primul rând, o comunicare foarte proastă, o comunicare extrem de proastă și niște decizii la vedere, niște, nu știu cum să le spun, niște hotărâri de ministru sau niște comunicate pe care le-a dat sau, mă rog, partea de comunicare dezastruoasă. Tot ce a emis acest fost ministru, da, mi se pare că toate sunt discutabile și au creat, la momentul respectiv, au creat scandaluri. Mă rog, acum nu le mai înșir, dar asta am remarcat în primul rând la el. Bun, plus faza cu studiile, a venit cu o adeverință, nu știu până la urmă cum s-a tranșat situația, dar a venit cu o adeverință prin care, din Elveția, prin care a studiat acolo, a absolvit niște forme de învățământ care nu erau echivalate în România. Deci, practic, totul era contradictoriu la acest personaj. Da, nu, ce să spun, acum partea asta de decizii e greu, sau mă rog, sau de o perioadă de timp, poate chiar cam 10 ani, se tot discută despre nou val de oameni politici care nu au făcut politică. Deci oameni noi în politică, oameni care vin de pe stradă și care se ducă spre schimbarea României. Clasei politice, în primul rând. Clasei politice, în special, și spre schimbarea direcției țării. Ei, asta arată că, de fapt, și asta este o, să spun, o marotă sau o teză greșită, pentru că acest Vlad Voiculescu a arătat că, venit de pe stradă, nu ai experiența suficientă ca să poți face lucruri, ci o să dai din colț în colț și o să faci o grămadă de greșeli care se vor îndrepta tot asupra ta. El provine dintr-un pseudopartid, un partid cu deci, și mă refer la Plus, nu la USR. USR are, să spun, o anumită consistență, în special în orașele mari, dar Plus este, din punctul meu de vedere, un pseudopartid, este un partid făcut pe hârtie, probabil cu anumite scopuri pe care noi nu le cunoaștem, și nu are structura și sustenabilitatea suficientă ca să poată ajunge în această postură de a conduce. De altfel, eu cred că aici va fi și un test al USR-ului, în care va arăta dacă va avea maturitatea de a depăși, să spun, mișcarea de partid de stradă, de partid care vocalizează și care pune tot timpul teme în viața socială a României, dar care nu poate să intervină și să ia decizii, dacă reușește să facă acest pas de pe stradă înspre instituțiile unde coordonezi și unde poți influența lucrurile în România. Da, dacă vor reuși să se rupă de acest pseudopartid și să se reorganizeze în așa fel încât să poată merge la guvernare, eu cred că acum va fi botezul politic real al USR-ului. Dacă nu, înseamnă că sunt doar un partid de opoziție care va încerca tot timpul, sau mă rog, este un partid care nu poate guverna, ci doar un partid care poate face opoziție și să pună teme de discuție. Lipsa de consistență a Partidului Plus se reflectă în lipsa cadrelor, în lipsa specialiștilor. Dacă ne uităm la Vlad Voiculescu, el a mai fost propus și pentru funcție de primar al capitalei sau viceprimar al capitalei. Viceprimar. Sau se punea problema să candideze la funcția de primar al capitalei, da, la un moment dat, din partea dreptei, din partea, până la urmă s-a luat decizia ca să candideze Nicușor Dan, care a și câștigat de altfel. Iată că Partidul Plus, așa cum ziceai, este lipsit de consistență și nu știm exact, ne scapă, sau ce puțin mie îmi scapă scopul creierii acestui partid. Referitor la, întorcându-ne la scandalul demiterii Ministrului Sănătății,
Ți se pare normal ca într-o coaliție de guvernare să se întâmple o asemenea situație în care primul ministru demite un ministru și partidul din care provine acel ministru să aibă o asemenea atitudine, o asemenea... Din punctul meu de vedere, este direcția previzibilă sau prevăzută în trecut, în care va evolua, în care ar fi trebuit să a evoluat această alianță. De ce? Pentru că tema principală a USR-ului de campanie a fost subminarea Partidului Național Liberal. PNL-ul nu și-a dorit foarte mult. Consider că e o continuare? Este o continuare, pentru că ei și în timpul guvernării au făcut același lucru. Permanent și sistematic au încercat să spun așa, să valorifice electoral orice greșeală a Partidului Național Liberal. Ori în momentul în care tu faci o asociere, trebuie să împarți și greșelile și succesul. I-au încercat să penalizeze Partidul Național Liberal în aceeași retorică pe care au avut-o și în campania electorală, iar problema dacă vor fi împreună nu cred că se pune. Problema este când se vor rupe. Dacă se vor rupe acum la acest șoc Vlad Voiculescu, dacă nu își vor reevalua discursul, este clar că la un moment dat cei din PNL vor încerca să găsească soluții și fără USR. De altfel, PNL-ul nu și-ar fi dorit să fie singur la guvernare sau, mă rog, cu partidele mici, genul DMR și Grupul Minorităților Naționale. Scorul electoral, în schimb, nu i-a ajutat să facă acest lucru și au trebuit să facă acest compromis cu USR-ul, dar nu cred, pentru că eu am mai spus-o și o repet și sunt fel convins de ceea. Cei de la USR și cei de la AUR au de fapt aceeași retorică și aceeași, să spun, demagogie în discurs, doar că se adresează și au electorat diferit. Și atunci există mici diferențe de nuanță. Chiar am văzut la un moment dat când în Parlament, mă rog, cei de la AUR au vociferat și cei de la USR au fost și că, domnule, aici noi avem o anumită disciplină, un anumit cod după care funcționăm, dar totodată ei când au intrat în Parlament, trebuie să ne amintim că umblau cu boxele prin și huideau pe cei de la PSD. Sunt efectiv, modul de comunicare este similar, da. Dar parcă USR făcea mai grav. Da. La USR a fost mai grav. Ca să nu mai spunem că de fapt este un partid venit din stradă și unul și celălalt, iar modul de comunicare și modul de manifestare este similar, doar că sunt teme diferite și, să spun, electorat diferit. Dar, repet, nu este un partid, este o falsă idee că este un partid de dreapta, este tot un partid cu idei de stânga și cu o gândire de stânga, un partid care se adresează proletariatului din corporații, ca să o spunem foarte clar. Nu au o viziune reală de dezvoltare a mediului de afaceri, este un partid comunist al proletarilor din corporații. Exact cum AUR este cel care reprezintă... Bun, deci în acest moment ne aflăm într-o criză guvernamentală, în sensul că funcția de ministru al sănătății este asigurată interimar de prim-ministrul Florin Cîțu și că USR plus această stuță cămilă cere demisia primului ministru Florin Cîțu și formarea unui nou guvern cu alt prim-ministru. Unde crezi că vom ajunge? Greu de realizat, din punctul meu de vedere. Cred că guvernul, în cel mai rău caz, va merge cu un sprijin, cu un guvern minoritar, cu un sprijin din partea altor partide. Nu este foarte greu de realizat acest lucru, ca să nu mai spunem că... Altor partide, adică PSD și AUR. Da. Sau cu un anumitor parlamentar din aceste partide, pentru că lucrurile nu trebuie făcute toate la vedere prin înțelegeri, se pot face înțelegeri punctuale cu acceptul conducătorilor partidelor și guvernul să funcționeze. Nu-i prima dată în România că s-a întâmplat lucrul ăsta. Ca să nu mai spunem că o temă care ție favorită și... fiindcă tot dăruiești cărți tuturor sau o carte tuturor ca să rămână spre amintire, istoria trădării la români este destul de consistentă și cum s-a întâmplat în fiecare ciclu electoral,
Nu cred că ar fi de negândit o viziune în care să se creeze alte grupuri parlamentare, rupându-se electorat din diverse zone, chiar și din USR, chiar și din zona de stânga AUR, PSD. De altfel, sunt un număr de parlamentari independenți și la ora actuală care au plecat din AUR, din ce știu eu, nu știu cât de mulți, dar câțiva sunt, cel puțin 2-3 sunt, și să se creeze un nou grup în Parlament care să susțină pe față sau din umbră guvernul actual. Nu cred că vor renunța la PNL de la guvernare. Acum, până la urmă, și va face USR Plus. Ce știe să facă? Va fi în opoziție și va critica. Pentru că ei și în momentul în care au fost la guvernare au făcut același lucru. În opoziție, nu îi vezi chemați toți la patul Cotroceni acolo, pupat Piața Independenței? Dar e foarte, dificil. Acum e un moment foarte dificil. Pentru că ei au avut o doctrină foarte dură, radicală, în care au cerut schimbarea cu orice preț. Da? Vlad Voiculescu a pozat cumva în acest personaj care ar putea aduce schimbarea în cadrul Ministerului Sănătății, ori renunțând la principii și la doctrină, vor avea de câștigat dacă vor rămâne în interiorul partidului, pentru că probabil vor mai reuși să creeze structuri. Eu discut doar politic, nu din alte puncte de vedere ce ar putea câștiga. Ar crea structuri, pentru că nu, faptul că conduce anumite instituții îți poate aduce o anumită posibilitate de a crea structuri în teritoriu, dar pe de altă parte, mare parte din electoratul lor dur, care i-a susținut în decursul timpului și care i-a ajutat să ajungă la acest scor de peste 10%, va fi dezamăgit și probabil vor renunța sau se vor reorienta din punct de vedere politic. Hai să-ți dau o informație interesantă. Deputatul USR Plus Iulian Bulai își pune cenușe în cap. Poate am greșit în decembrie când am spus fără Ludovic Orban. USR Plus nu are opțiunea de a ieși de la guvernare, iar varianta Ludovic Orban premier ar aduce mai multă stabilitate guvernării, susține deputatul USR Plus Iulian Bulai. Da? Iată că nu se știe niciodată ce se poate. Nu aduce anul, ce aduce ceasul. Da, cei de la USR n-au dorit atunci un premier extrem de puternic, tocmai ca se poate afirma în cadrul guvernului, ori Câțu a fost criticat în decursul timpului că este un prim-ministru marionetă. Această demisie sau această decapitare, ca să-i spun așa, lui Vlad Voiculescu i-a adus aura de prim-ministru plin, care ia decizii indiferent de ce gândesc ceilalți. Sigur, și atunci decizia a fost luată cu sprijinul Cotrocenului, că altfel nu. Cu siguranță, pentru că până la urmă toate deciziile primului ministru trec prin, și până la urmă primul ministru este în mâna președintelui. De asta și spun că PNL nu cred că va pierde guvernarea. Ei vor, chiar dacă nu vor avea majoritate în Parlament, vor încerca să ducă guvernarea în continuare, pentru că au sprijinul președintelui și asta îi ajută. Crezi în varianta Ludovic Orban premier? Nu este exclusă, dar nu văd de ce s-ar întâmpla acum. După un mesaj de forță din partea premierului Câțu, nu cred că s-ar. Trebuie să ținem cont că și în PNL sunt, e o luptă internă și acolo, și nu cred că susținerea pentru Ludovic Orban ar fi, să spun, atât de consistentă în interiorul PNL-ului, pentru că exact cum am spus, și acolo se duce o luptă pentru președinție. De altfel, Câțu își dorește și el să fie președinte, probabil are și o susținere destul de consistentă. Klaus Iohannis a intrat și în acest joc al competiției interne din PNL cu, să spun, o atingere așa către Câțu, părând că acesta este preferatul lui pentru conducerea PNL-ului în perioada următoare. Nu cred. Cred că poate după congres și după ce se va alege un președinte și vom ști clar că în următoarea perioadă acest președinte este validat și are forță, ar putea să existe o schimbare de genul ăsta. Dar dacă s-ar întâmpla acum, cred că ar merge și PNL-ul spre o posibilitate de scindare destul de puternică în interior. Iată că președintele PSD iese cu afirmații de genul Vlad Voiculescu a
scos la iveală minciunile guvernului PNL vis-a-vis de numărul de cazuri, de numărul de cazuri de COVID. Ți se pare că a avut dreptate Vlad Voiculescu în povestea asta? Pentru că nu știu de unde ar fi știut el asemenea. Este o problemă, este o chestie de statistică. Raportările s-a dovedit că în România nu au o logică foarte bună. Probabil ar fi putut fi și altă interpretare. Nu știu ce să spun. Există și dorința asta, sau mă rog, faptul că pe baza acestor raportări guvernul se poate finanța de la Comunitatea Europeană, mie mi-ar da, să spun, aș fi inclinat să cred acest lucru, că s-au făcut raportări fictive. Bine, în așa fel încât să avem un surplus de bani. Bine, Marcel Ciolacu nu face decât să lucreze cu materialul clientului, dar PSD-ul este într-o situație foarte bună acum și probabil în următoarele sondaje, peste 2-3 luni, vom vedea că acest scandal a mai plus câteva procente. Exact cum am spus, pentru ei e suficient să aștepte și doar să puncteze. Suntem și noi acolo, noi suntem alternativa și încet, încet va ajunge să aibă succes peste 4 ani. Doar trebuie să aibă răbdare. O greșeală ar fi din partea lor dacă ar face o alianță acum cu PNL și ar încerca să-i susțină să facă un guvern comun. Cred că nu i-ar ajuta în niciun fel. Da. Da, să mă gândeam că Voiculescu a făcut niște afirmații, mă rog, așa, din vârful pixului, referitor la aceste date. Bine, e posibil să fie fost măsurite, că prea au fost, la un moment dat, prea au fost contradictorii la aceste date, dar datele astea fiind foarte secrete, probabil, nu? Nu cred că... Sunt secrete, sunt sub protecția datelor cu caracter personal. Nu cred că sunt de o secretizare atât de importantă încât să nu se poată afla adevărul. Dar, într-adevăr, pentru noi nu sunt niște date publice pe care să le putem verifica, să vedem. Nu sunt dublate CNP-urile, testele nu sunt puse de mai multe ori. Deci sunt niște... Au fost în decursul acestui timp, s-au tot pus semne de întrebare asupra veridicității acestor date și mai ales a faptului că în anumite zone erau, să spun, total contradictorii rezultatele testelor. Și atunci îți apar tot felul de suspiciuni că se pot întâmpla și lucruri de genul ăsta. Apropo, și de să nu trecem de problema asta politică cu Vlad Voiculescu, am remarcat o intervenție de Rareș Bogdan care mi s-a părut chiar ca de un politician la fel, care nu are experiență, se vede că nu are experiența suficientă ca să activeze așa la un nivel înalt în interiorul PNL-ului, a pus în temă că în momentul în care USR va ieși de la guvernare, cu siguranță PNL va merge spre un nou vot al parlamentarilor. Dacă nu a făcut-o, e posibil să o fi făcut doar populist, arată că există disponibilitatea asta, pentru că PNL, dacă va intra acum într-un... ar merge să la vot, sunt ferm convins că n-ar avea nici cea mai mică șansă. Din punctul meu de vedere, cred că clar următoarea conducere a guvernului ar fi de stânga, ori PSD, ori PSD plus AUR. Da, ok. Ne-am mâncat destul de timp din emisiune acest subiect. Este de dezbătut, dar și un subiect care are viitor. Un subiect care e în derulare și pe care îl vom continua în emisiune viitoare. Până atunci, complexul energetic Hunedoara este o entitate care este într-o transformare, așa, permanentă transformare. Acum toată lumea nu îi vedea viitor, însă, surpriză, se va produce, așa cum toată experții estimează și guvernanții au promis, se va produce o nouă structură în care vor fi incluse 4 mine și termocentrala Paroșe. La fel, subiectul este în derulare, în sensul că discuțiile încă nu sunt finalizate. Mai mult decât atâta, există și o opoziție la acest proiect. Am văzut săptămâna aceasta pe activiștii Greenpeace la poarta Ministerului Energiei,
susținând că, virgulă, cărbunele nu are viitor în România, nu mai are viitor în România. Da, este un subiect care am putea să-i spunem cărbuni încinși, da? Nimeni nu prea vrea să se apropie de el, pentru că nu prea poți să discuți de partea asta de minerit fără să te arzi. Cred că va fi un test și pentru ministrul Energiei să vedem cum gestionează această situație, pentru că ea este mai mult o situație, sau mă rog, este un mix de situație economică și socială. Da? Sunt două aspecte importante care trebuie gestionate în așa fel încât să ajungă la un rezultat acceptabil pentru toată lumea. Nu poate fi un rezultat pozitiv, trebuie să o spunem din clar, din capul locului, să o spunem clar. Poate să fie un rezultat care să fie acceptabil și pentru latura socială și pentru cea economică. Din informațiile care le am eu așa ce se preconizează să se face nu este efectiv o entitate cum a fost fostul complex energetic, ci se încearcă crearea unei entități, cum a fost societatea de închideri de mine, care să meargă tot spre închiderea acestor unități miniere, doar că ar urma să aibă un anumit termen mai lung în care acestea să fie exploatate și din punct de vedere al extragerii zăcământului și ulterior să meargă spre închidere într-un anumit termen, bineînțeles în termenele impuse de comunitatea europeană. Probabil a fost lăsată această temă ca să nu se mai deschidă un nou punct pentru tirul opoziției, pentru că știm deja că cei de la OR au preluat industria minieră ca și temă de apărare și ca și temă strategică, și atunci ar fi deschis pe lângă această luptă cu Vlad Voiculescu, cu demisia lui Vlad Voiculescu, eu cred că va fi amânată o anumită perioadă această temă, cel puțin la nivelul la care se intră în dezbatere publică. Chiar dacă se vor face pași în spate. Da. Având în vedere că acest subiect este în derulare, sunt curios să văd până la urmă care va fi dezvoltământul în contextul în care, hai să fim cinstiți, minerii care au cerut salarii acum două luni, nu? Sau trei luni, acum două luni, practic nu aveau dreptate din punct de vedere economic, aveau dreptate din punct de vedere social, mă rog, că toată lumea trebuie să aibă un salariu, să un venit, să... dar din punct de vedere economic, această firmă care acum, pe care să-și dea sfârșitul complexul energetic Hunedoara, a ajuns în stadiul în care nu are bani să și plătească furnizorii sau taxele la bugetul de stat, nu vând suficient cărbune ca să plătească salariile. Deci, practic, ei funcționează într-o pierdere îngrozitoare. Și... Da, nou complex economic energetic va funcționa pe bază de subvenție. De subvenția va fi principalul suport care va asigura... sau mă rog, așa a fost societatea de închideri și cred că pe acela sistem se va merge în continuare. Subvenția va fi cea care va asigura toate costurile. Partea de producție de cărbune va fi doar un surplus care va aduce beneficii suplimentare. Așa va fi de... Da, și automat... Producția va fi ceva și... Da. Așa, la... Cât timp vor extrage, vor avea venituri suplimentare, dar... Partea asta de minerit a înghițit o grămadă de bani în decursul timpului. Nu... Tot timpul preponderent a fost latura socială și tot timpul s-a ținut cont de latura asta socială. Acum că a fost bine, că a fost rău, e greu să evaluăm. Probabil dacă s-ar fi luat niște măsuri mult mai radicale de retehnologizare la începutul anilor 90, când, sau chiar și o măsură radicală de închidere rapidă a minelor în cazul în care nu se puteau duce spre o zonă de profitabilitate și acești bani care au fost investiți în decursul timpului, sunt bani foarte mulți, noi am mai discutat de treaba asta, au fost cel puțin complexul energetic, acum din ce știu eu, vorba de 100 de miliarde. Pierdere. CNH-ul dinainte, la fel, pierderi imense. Să nu mai zicem de subvenții, să nu mai zicem de alte intervenții, de faptul că nu s-au plătit, la Mintia nu s-au plătit certificatele verzi. Sunt foarte, foarte mulți bani, dacă îi cuantifici, ar fi făcut din Valea Jiului, să zic, un Silicon Valley, dacă toți banii ăștia s-ar fi îndreptat într-o altă direcție. Dar asta este starea de fapt.
Și deși din afirmații mele poate se înțelege că eu sunt împotriva mineritului, din potrivă, eu sunt pentru minerit. Deci mineritul trebuie să existe ca și pârghie strategică energetică a României, pentru că, așa cum bine știm, toate celelalte forme de producție a energiei electrice au niște minusuri mari, în sensul că când nu e soare noaptea, centrale fotovoltaice nu funcționează, nu? Sau când nu bate vântul, centrale eoliene nu funcționează, sau când este secetă, hidrocentrală iar nu funcționează, chiar și atomul, centrala de la Cernavodă, când este secetă, nu funcționează pentru că se răcește, reactoarele se răcesc cu apă din Dunăre. Deci, practic, partea de segmentul de producție de energie pe bază de cărbune este cel mai stabil, pornirea la buton, oprirea la buton, deci nu sunt riscuri de niciun fel, nici de accident nuclear, nici de rupere de baraj, nici de... Da? Deci aici, din punctul ăsta de vedere, ar trebui totuși ca și strategie energetică România să aibă o componentă de cărbune, să se formeze un mix de energie. Pentru că, iată, dacă s-a văzut faptul că în clipa în care vrem să importăm curent electric din alte țări când avem nevoie, atunci nu prea avem de la cine în jurul nostru să luăm și prețul la energie poate deveni o problemă strategică pentru România. Păi aici e un paradox, da? Și asta a și dus la situația, să spun, cumva greu de ieșit din această criză a industriei extractive, a mineritului în Valea Jiului. Pe de o parte, toată lumea de 20 de ani încoace, 20-25 de ani, este împotriva energiei pe cărbune, dar pe de altă parte, presiunea de a se extrage cărbune pentru a produce energie electrică este la fel de mare, pentru că noi suntem de aici, noi știm ce presiune se pune, scoateți cărbune, indiferent ce se întâmplă, de ce? Pentru că mintea trebuie să producă energie, de ce? Pentru că avem nevoie ca să nu importăm sau suntem într-o situație. Dar la nivel, să spun, declarativ, nimeni nu susține această energie, că există alte tipuri de energie mai eficient din punct de vedere economic. Ei, această presiune constantă de a extrage cărbune cu orice preț, sau cu folosind orice mijloace, ca să nu zicem cu orice preț, a dus la o destructurare a, să spun, a strategiei de exploatare. De ce? S-au căutat soluțiile în așa, cele mai facile la momentul respectiv, ori cărbunele știm foarte bine că în straturi nu poți să te duci cu lopata. În momentul în care ai umblat la un anumit strat, el trebuie să-l are o logică de exploatare. Dacă nu urmărești strict logica, deja se dereglează posibilitatea de a mai exploata în siguranță ulterior sau chiar în timpul exploatării și știm foarte bine ce probleme au fost cu exploziile de la Petrila și cu mai multe situații de acest gen care au dus la chiar la pierderi de vieți omenești. Dacă după 90, în momentul în care această exploatare era făcută științific, și acum este făcută științific, dar mă rog, nu sunt respectate chiar toate regulile, dacă atunci s-ar fi încercat o retehnologizare, probabil ar fi avut șanse de supraviețuire, dar acum e foarte greu. Ar fi însemnat și înseamnă în continuare investiții pentru crearea de venituri pentru investiții care nu au fost. Acum hai, s-a investit. Hai să luăm exemplul minei Paroșeni în care s-a investit. S-a investit, era singura mină profitabilă sau tangențial cu profitul, ca să zicem așa, pentru că nu știm cel puțin, da? Dar la nivelul informațiilor cele avem, mina era tangențială cu profitul. Deci cu anumite măsuri, să spun, nu foarte ample, ar fi putut fi profitabilă. Pentru că știm că în minerit se mai întâmplă și diverse scăpări de fonduri în anumite direcții. Fie prin personal angajat care nu merge la muncă, fie prin tot felul de contracte dezavantajoase pentru întreprindere, ar fi putut deveni profitabilă. Ei, printre primele mine sacrificate a fost această mină, da?
Chiar acum discutam acum câteva zile cu ingineri de la Mina Livezeni, care au primit utilaj scos din mină de la Paroșeni și care au rămas surprinși că tehnologia scoasă de la Paroșeni era mai de actualitate decât ce era în mină la Livezeni. Apoi, dacă asta există, asta e o logică în care trebuie să funcționeze o întreprindere sau o entitate economică, înseamnă că nimic nu mai are logică în lumea asta. Deci de asta spun, faptul că s-a ajuns aici este un cumul de decizii de 20 de ani, puține bune, foarte multe proaste. Da, pe trupul muribund al complexului Hunedoara au apărut vulturii, șacalii, animale de pradă, care, mă rog, au, încearcă să smulgă active, să smulgă ce a mai rămas din ce a însemnat complexul energetic Hunedoara. Bine, acum am făcut o figură de stil, nu ne referim la nimeni în mod special, dar în data de joi 15 aprilie, deci ieri, a avut loc o licitație foarte mult așteptată, în care s-au vândut două active importante ale complexului energetic Hunedoara, hotelul Onyx, un hotel fanion, un hotel emblem al Petroșanului, în care au curs sute de butoaie de vin și turme de porci și cilezi de vite au trecut prin bucătăriile acestui celebru hotel-restaurant al Mineritului, și s-a vândut la pachet acest hotel, s-a vândut la pachet cu o altă casă de oaspeți importantă, cabana Dâlgea. Da, bine ai spus casa de oaspeți, acolo toată lumea mergea, se ospăta și nimeni nu plătea, ca să spunem lucrurilor pe nume. S-au vândut separat, da? Le-a cumpărat același investitor. Nu cred că ar trebui să punem multe suspiciuni asupra acestei tranzacții. Nu a fost o reducere de preț, au fost doi competitori. S-a vândut cu 100.000 de euro peste prețul de pornire a licitației. Nu cred că e o tranzacție suspectă din punctul meu de vedere. Acum, până la urmă, trebuia să se valorifice acel obiectiv. Prețul de 1.000.000 de euro aproximativ, cam pe acolo s-a învârtit cu TVA, este un preț destul de consistent pentru obiectivul respectiv. Dacă domnul Simi a avut Siminelor, dacă e cel care a cumpărat hotelul, a avut suma disponibilă sau se poate finanța pentru ea, este foarte bine. Până la urmă, aceasta trebuia să intre într-un făgaș de a fi dezvoltat acest obiectiv. Am enunțat această știre în ideea în care, așa cum am afirmat mai devreme, prin bucătăriile acestui hotel au curs nenumărate tone de mâncare și de băutură, și voia bună întotdeauna, indiferent că Mineritul era într-o stare jalnică, voia bună întotdeauna a dăinuit în acest spațiu celebru, Hotel Onyx. Păi, probabil acolo era locul unde se sărbătoreau și succesele și se și plângea de... Acolo nu mai se sărbătorea, nu știu dacă era tristețe. Mai și plângeau de tristețea Mineritului. Nu știu dacă a fost tristețe vreodată pe acolo, dar... Probabil de asta și s-a vândut așa la un preț de ridicat. Prețul ridicat. Este locul bucuriei. Prețul ridicat, din ce știu eu, la fel, tot pe surse, ca să spun așa, acest obiectiv ar fi avut un sechestru din partea ANAF, care era la această sumă și era puțin probabil ca ANAF-ul să fie de acord cu o reducere substanțială. Sunt printre puținii de la care, dintre cei care participă la masa credală, care acceptă reduceri ale valorii obiectivului. Din punctul meu de vedere, eu spun că e un preț corect. Poate chiar un pic, din cum văd eu lucrurile, un pic supraevaluat prețul, dar, mă rog, dacă a fost dispus cineva să plătească, e foarte bine. Da. Hai să dezbatem un pic, că nu știu cât timp mai avem, probabil vreo 10 minute sau 12 minute.
10 minute, iată îmi face semn din regie. Mai avem 10 minute, hai să dezbatem Planul Național de Redresare și Reziliență. Bine, e un subiect care, pe care vom dezbate în mai multe emisiuni, pentru că este foarte, foarte amplu și poate suferi modificări de la săptămână la săptămână. Spun asta în ideea în care avem alocații de la, sau alocate de la Comunitatea Europeană 29 de miliarde de euro, iar nu știu de ce, guvernul României, guvernul Câțu, se încăpățânează să facă acest plan pe 41 de miliarde de euro. Nu știu, e o diferență de 12 miliarde care nu știu de unde vin și ce rost au să tot mergem la Bruxelles cu niște lecții cu rezultatul greșit. Logica pe care am înțeles-o eu din ce am studiat legat de acest plan este ca aceste 11 miliarde să fie un fel de, să spun, soluții alternative în cazul în care anumite proiecte nu sunt fezabile. Și trebuie spus o secundă, și trebuie spus faptul că acești bani care vin de la Bruxelles, mare parte din ei trebuie returnați până la urmă. Da, planurile inițiale, sau mă rog, în momentul în care s-a lansat această idee de a se veni cu proiecte pentru acest plan, pentru că a participat atât autoritățile naționale cât și cele locale, în faza inițială au fost depuse proiecte de aproximativ 70 de miliarde de euro, da? Cu eforturi, probabil tăind de la primarii PSD, cum știm că se face, nu? Pentru că de la primarii PNL și USR ar fi fost greu să taie din proiecte. Probabil tăind proiectele celor de la PSD, au ajuns la această nouă sumă de 41 de miliarde, logica după care se ghidează, nu știu dacă este fezabilă per ansamblu pentru comunitatea europeană, când tu ai oferit 29,2 miliarde să te duci cu proiecte de 41 de miliarde, nu știu dacă la nivelul comunității europene s-ar lucra așa, pentru că aceste proiecte trebuie analizate de cineva. Probabil vor fi refuzați pe acest plan și ni se va cere să mergem cu proiectele fezabile de 29,2 miliarde, să ne asumăm noi fezabilitatea lor și nu să-i punem noi în situația de a alege ei ce consideră că este bun sau ce este cel mai bun. În stilul românesc, nu? Să nu supărăm pe nimeni și problema este să nu ne punem în dificultatea de a accesa acest bani datorită acestei abordări. Nu. Acum eu m-am uitat un pic, nu știu dacă chiar în cadrul acestei emisiuni e cazul să dezbatem așa, dacă să avem un pic timp, o să și punem niște materiale să ruleze pe ecran cât mai discutăm noi, dar cred că ar fi bine să lăsăm pentru altă emisiune. Li s-a cerut autorităților locale, deci acest plan are, să spun, merge în special pe două principii direcții mari, direcții mari. Da? Și aceasta se numește green, deci să mergem spre energia verde și spre a face o Europa cât mai curată din acest punct de vedere. Acesta este primul plan. Iar al doua teză importantă este digitalizarea. Ei, în stilul nostru românesc, ce s-a întâmplat? Pentru că la noi, noi suntem atât de mult în spatele Europei, încât să ne gândim la digitalizare și la energie verde e ceva așa utopic. Da? Pentru că noi nu avem autostrăzi, nu avem rețele de apă, nu avem rețele de canalizare, noi stăm foarte prost cu infrastructura de bază. Și atunci, în stilul românesc, autoritățile naționale au cerut autorităților locale să vină ei cu aceste teme care să acopere principiile care le-a emis Comunitatea Europeană, deci cu proiecte care să acopere această trecere de la energia clasică la energia verde și partea de digitalizare, iar autoritățile naționale au încercat să îmbrace necesitățile de bază ale noastre, care înseamnă autostrăzi, rețele de canalizare, rețele de apă, să le îmbrace cumva în așa fel încât să pară și aceste averzi. Nu știu,
ne arată încă o dată că am pierdut o grămadă de ani fiind membri ai comunității europene fără să reușim să exploatăm resursele care ne-au fost puse la dispoziție și noi în continuare stăm și ne chinuim să facem cu lopata autostrăzi, facem câte 50-60 de milioane, Europa a ajuns deja la alte principii, la alte gândiri, noi am rămas tot acolo la bază de unde ne-au și luat. Da, sper totuși ca aceste 29 de miliarde sau 40 cât ori fi până la urmă că, ce să zic, se poate întâmpla orice, am învățat un lucru elementar că oricând se poate întâmpla orice, acești bani, așa cum am discutat, unii afirmă că sunt 29, alții afirmă că sunt 42, acum... Câți ori fi, sper să fie spre binele țării și să fie sifonați o parte cât mai mică din acești bani. Banii mergând, sper eu, la infrastructură, la o Românie mai curată, la o Românie digitalizată, la o Românie care să susțină mai mult pe antreprenorii locali decât pe multinaționale, pentru că iară e o mare problemă în România. Antreprenorii locali sunt întotdeauna sunt în retragere, sunt în... Da, și acest plan nu are o componentă de extrem de firavă pentru antreprenoriat, deci nu sunt planuri foarte mari. Nu este susținut nici de ONG-urile ecologiste. Acestea chiar s-au unit în jurul, sau mă rog, fiind Greenpeace, fiind vârf de lance și au contestat foarte multe, pentru că este deranjant acest mod în care problemele mari ale României au fost acoperite de acest green. Da? Au încercat să se pună toate autostrăzile, tot ce înseamnă partea asta hidrologică și hidrografică, unde trebuie făcute aceste amenajări, să le treci într-o zonă green. Eu cred că era mult mai corect să avem capacitatea de negociere și să solicităm, cu excepția acestor sau o parte din aceste fonduri, să fie alocate pentru necesitățile României. Ce necesități avem? Acestea, structurale, de calitatea vieții și de infrastructură. Haideți să cerem bani pentru ce avem nevoie, fără să încercăm să-i ascundem banii cu tot felul de șopârleli, pentru că aceste încercări de, să spun, de a acoperi lucrurile, ne poate duce în situația în care cei de la comunitatea europeană să se sesizeze și să spună, bun, din 29,2 miliarde, de fapt voi aveți fezabil 10 miliarde sau 5 miliarde, ăștia sunt banii pe care vi-i dăm, care sunt exact pentru acest scop, nu pentru încercările voastre de a vă rezolva anumite probleme cu niște bani care sunt cu altă dedicație. Până la urmă, comunitatea europeană este un grup de oameni, de politicieni, iar comunicarea și negocierea poate să ne aducă, să spun, în zona în care avem de câștigat, dacă sunt și oameni capabili să facă această negociere. Bun, lăsăm în suspans și acest subiect, este vast, o să privim cu atenție tot ce se va întâmpla în această privință. Până atunci să menționăm și faptul că astăzi 16 aprilie vor avea loc funeraliile prințului Filip al Marii Britanii, care se înrudea pe linie pe linia regilor Greciei cu Casa Regală a României. Tot în această perioadă în Cuba Raul Castro, fratele defunctului președinte Fidel Castro, va ceda puterea unui alt membru al Partidului Comunist din Cuba, care nu va mai face parte, care nu face parte din familia Castro, deci practic se schimbă dinastia în Cuba. La fel Bitcoin, ca să menționăm și partea de criptomonede,
Bitcoin are o ușoară scădere la 61.000 de dolari. Astăzi, ce-ar mai fi de adăugat, Adi, dacă e în încheiere? Doar așa, ca idee, am citit pe presă că au apărut primele clone ale Daciei Spring de vânzare pe site-ul, cum se numește acum, AliExpress, da? Deși ne jorește o Dacie fără să stea la rând la daciile românești, că ne amintim cum suntem obișnuiți să stăm din vremuri străvechi la rând după o Dacie, poate să comande pe AliExpress. Bun. O replică chinezească. În regulă. Mulțumesc, Adi, pentru prezență. Doamne și domnule, asta a fost emisiunea de astăzi. Săptămâna la Bamărunți, săptămâna viitoare ne vom revedea în aceeași formulă. Până atunci, vă doresc numai bine.